Luni 29 iulie, la ora 9, s-a dat startul depunerii dosarelor pentru Programul Social de Interes Național de Susținere a Cuplurilor și a Persoanelor Singure pentru Creșterea Natalității, FIV 2024. Toate documentele aferente dosarului de înscriere s-au putut depune exclusiv în format electronic pe platforma digitală App Comunitate. Programul va fi deschis tuturor doamnelor, tuturor femeilor care au nevoie de o susținere din partea statului, susținere bine meritată pentru a deveni mămici. Ce înseamnă această susținere? Un ajutor de 15.000 lei, respectiv 5.000 lei pentru tratamentul cu medicamente, 10.000 lei tratamentul, respectiv procedura în sine de fertilizare in vitro. Toate doamnele și domnișoarele care își doresc să fie mămici, care sunt căsătorite, domnișoare spun pentru că acest program se poate aplica, deci pot să aplice, inclusiv tinere care nu neapărat sunt căsătorite, dar când spun tinere, cu vârsta categorică peste 18 ani, pentru că vom acorda aceste vouchere în sistem electronic pentru a recupera mai mult sprijin și pentru a veni în sprijinul celor care vor fi declarați eligibili. 10.000 de familii vor beneficia de programul creat cu scopul de a crește natalitatea în România, iar bilanțul primelor 24 de ore demonstrează interesul românilor pentru acest sprijin guvernamental. În doar 24 de ore s-au depus 2.992 de dosare, s-au creat 3.856 de conturi active, iar platforma de pe site-ul Ministerului Familiei și Egalității de Șanse a înregistrat un număr uriaș de accesări, aproape 1.800.000.